Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. În cele ce urmează, analizăm noi tehnici pentru a dezvolta afaceri de succes și vedem cum să gestionezi termenele de plată către furnizori. Am văzut deja care sunt cei mai importanți indicatori pentru o afacere de distribuție. Eficiența logistică reflectată prin viteza de rotație a capitalului de lucru și profitul monetar. Chiar am particularizat acești indicatori pe o afacere de comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare, ca urmare a unei întrebări primite de la telespectatorii noștri pe adresa bmarondigi24.ro. Practic, ce au făcut firmele din această industrie în perioada 2015-2019, am văzut pe scurt. Rotația stocurilor a rămas relativ stabilă la 70 de zile, dar creanțele, facturile de la clienți s-au încasat mai rapid, cu 2 săptămâni, de la 66 de zile în 2015 până la 51 de zile în 2019. Atenție, furnizorii au fost plătiți și mai repede, cu aproape 38 de zile, de la 129 de zile până la 91. Dar ce au cerut de la aceștia? Ce credeți? Desigur, discount. Profitul monetar raportat la vânzări a crescut de la 4,5% până la 7,5% ca urmare a acestor discounturi. Iată o bună practică din care foarte mulți antreprenori pot învăța. Dacă ne plătim furnizorii mai repede decât scade rotația stocurilor și a creanțelor, practic avem mai mult aici și furnizorii mai rapid aici, putem să finanțăm această strategie prin două soluții. În primul rând, creștem marja de profit monetar, adică obținem un discount suplimentar de la furnizori pentru că îi plătim mai repede. Alternativ, finanțăm prin credite bancare pentru capitalul de lucru, dar atenție, dobânda la bancă trebuie să fie mai mică decât discountul obținut de la furnizori pentru plata mai rapidă. Aceasta este diferența dintre o datorie bună și o datorie proastă. Prima generează valoare adăugată, a doua pierde valoare adăugată. Deci, ce trebuie să reții? Dobânda de la credit trebuie să fie mai mică decât randamentul investiției finanțate prin acel credit. Termenul mediu de plată a furnizorilor comerciali este unul dintre cei mai importanți indicatori la care se uită băncile și partenerii de afaceri pentru a evalua comportamentul de plată al companiei. De aceea, păstrarea unui termen de plată a furnizorilor aproape de practica din industrie, evitarea incidentelor de plată sau a proceselor comerciale deschise de creditori din cauza datoriilor comerciale restante sau practici pentru a construi sunt toate acestea practici pentru a construi o afacere mai credibilă și mai solidă. O durată de plată a furnizorilor mai extinsă decât media sectorială poate reprezenta o problemă de credibilitate a companiei subiect, deoarece își plătește furnizorii prea târziu. Pe de altă parte, un termen de plată a furnizorilor foarte rapid ridică probleme de lichiditate pentru compania subiect și poate deteriora trezoreria acesteia. Cele mai bune practici recomandă ca termenul de plată mediu către furnizori să fie în linie cu media sectorului în care activezi, dar nu mai mult de 80% din durata cumulată de rotația stocurilor și de încasare a creanțelor de la clienți. Spre exemplu, atunci când durata acumulată de rotație stocul și creanțe este la 100 de zile, este bine să-ți plătești furnizorii la 80 de zile. Astfel, diferența de 20 de zile este finanțată prin credit de capital de lucru de la bancă sau din profit reinvestit. Logica pentru această condiție este simplă. Dacă finanțezi creanțele și stocurile exclusiv prin furnizori, nu transmiți încredere partenerilor de afaceri și creditorilor, deoarece tu nu riști niciun ban. În episodul următor vedem noi tehnici pentru a dezvolta afaceri sustenabile de succes. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.